Cristo Manolo revin în concurs după ce am văzut pe amândoi în probele individuale. Parteneriat, început foarte frumos. Săritură în soară, în combinație cu un pike în preluare. Și aici la fel se concentrează foarte mult asupra artisticului, dar și a elementelor. Conexiune dintre cei doi, cei 4-8. Pași de bază unde nu se pot adăuga sărituri, trebuie să fie specific gimnastice aerobice. Frumos această, spectaculos, da, original. De fapt despre asta este vorba, să zic, cu ceva original, spectaculos, pentru a atrage mult partea artistică. Sigur este zero acest element. Din păcate, au pierdut acolo destul de mult dificultate și execuție în același timp. Atunci când elementul se ia, automat scade și execuția. Elicopterul nu e în sol. Frumos finalul. Crezi că a intervenit oboseala în cazul Borislavei Ivanova și a lui Cristo Manolo în condițiile în care sunt amândoi foarte tineri și nu au nici experiență?